Peste 100.000 de tone de deșeuri au fost incendiate sau relocate la rampa de gunoi din Cluj-Napoca în anul 2017. Conform unui raport de activitate publicat de legea autonomă a domeniului public, două incendii au fost de proporții mai mari anul precedent. Primul a fost înregistrat în iulie 2017, când a fost ars o cantitate de peste 34.000 de tone de deșeuri. Ulterior, în octombrie, s-a declanșat un nou incendiu, în urma căruia a fost distrus o cantitate de peste 10.000 de tone de deșeuri. În total, depozitul temporar de la Patarât a ars de 28 de ori în anul 2017. Cauza cea mai vehiculat a fost autoaprinderea, iar cea de-a doua pricină a fost numită generic mână criminală. Încă din octombrie 2017, poliția s-a autosesizat în privința acestor incendii și au fost depuse și două plângeri penale. În vederea soluționării dosarelor menționate, au fost ridicate și vizionate cu prioritate imaginile surprinse de camerele de supraveghere montate în incinta rampei. S-a efectuat cercetarea la fața locului, au fost audiați angajați din cadrul rea de pe Cluj napoca precum și persoane care au avut acces în incinta rampei. Se într-un comunicat emis de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj la cererea ziar de Până în acest moment, făptașii nu au fost identificați în cadrul incendiilor de la Patarât, dar cercetările continuă. Pe parcursul anului precedent, de asemenea, au fost relocate în oradea peste 67.000 de tone de deșeuri de la Patarât. Mai mult, în luna iulie, au fost relocați 212 metri cub de levigat.